Bună ziua! Sunt Ion Armeanu și bine ați venit la O Cafea cu Prieteni, care aș dori să fie o platformă de discuții pe diverse teme, pornind de la gânduri pe care încerc să vi le comunic. Dacă vă place postarea, aș aprecia mult dacă ați distribui. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați. Și, desigur, aștept comentariile și mesajele voastre. Astăzi o să vorbesc un pic despre sensul libertății în network marketing. Și o să pornesc de la ce spunea Mircea Iliade, Că a fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi responsabil față de tine însuți. Ești liber pe viața ta dacă orice act pe care îl faci te angajează, adică trebuie să dai socoteală de el. Participarea la drepturi, însă, nu te angajează cu nimic. Este o libertate exterioară, automată. Este un permis de liberă circulație în viața civilă și privată. Nu riști nimic cu un asemenea permis. Nu te angajezi nici moral nici social. Mai importantă decât problema drepturilor corelate cu libertățile noastre pare să fie problema responsabilității asociată acestui termen atât de vehiculat. Suntem liberi atâta timp cât suntem responsabili față de noi înșine, față de propriul destin. Ne putem rata sau ne putem împlini menirea prin creație. Întregul joc al libertății se poartă între acești poli, al ratării și al creației. Libertatea presupune responsabilitate față de sine și față de semeni, creație și moralitate. Să ne gândim puțin ce înseamnă în adevăratul înțeles al cuvântului un om liber, cu desăvârșire liber. Ei bine, nu poți fi liber decât dacă, decât dacă ești responsabil. Libertatea adevărată nu implică doar drepturi, pentru că drepturile sunt date de alții și ele nu te angajează. Ești liber atunci când răspunzi pentru orice act pe care îl faci. Răspundere gravă pe deci ce vorba de propria ta viață pe care o poți rata sau pe care o poți fertiliza, adică o poți crea și valoriza. Epocile care au ignorat acest sens al libertății au dat cel mai mare număr de ratați. Teama de responsabilitate silește omul modern să renunțe uneori la libertate pentru drepturi. Sensul adevărat al libertății nu poate fi acela care duce la autodegradarea spirituală a ființei sale. Un om, într-o condiție deteriorată, în care s-a împins de altfel de unul singur, nu-și mai poate însuși chemarea de plină a libertății. Un asemenea om nu poate decât să-și să anuleze treptat propria libertate, sec secătuindu-și astfel posibilitățile creatoare. Că ce-a fi cu adevărat liber înseamnă a crea, a făptui, a gândi, în conformitate cu visurile, cu aspirațiile tale înseamnă a dărui continuu, cu generozitate, deci fără a te consuma, ba chiar din contră. Înseamnă a arde, sporind totodată sufletește. Acesta este sensul autentic al libertății omenești. Iar fapta de creație a omului poate fi înțeleasă pe de o parte în sens material, adică pentru obținerea bunăstării și stabilității sau a altor elemente, funcțiuni și scopuri materiale. Pe de altă parte, Fapta poate fi privită și în sensul ei spiritual, ca o funcțiune a ordinii superioare, a destinului nostru de oameni. În acest fel, a făptui înseamnă a fi activ atât către exterior, cât și în interior, pe calea virtuților, credinței și dragostei. Iar asta înseamnă creație. Ăsta este sensul libertății spre care tindem asimptotic, pe care dorim să o atingem sau măcar să ne apropiem în proiectul nostru NetWin. Oare câți dintre oamenii de astăzi sunt în stare să urmeze asemenea îndemnuri? Pentru câți dintre noi înseamnă ele cu adevărat ceva? Câți dintre noi luăm aminte la ele, înainte de a ieși din nou în tumultul de afară, agitându-ne și alergând zi de zi după realizări minore și efemere? Când am început să mă implic în network marketing, eram destul de sceptic privitor la acest aspect. Odată, însă, cu experiența directă de lucru cu oamenii, am constatat cu plăcere că astfel de persoane nu sunt de, deloc rare și că merită cu prisosintă efortul de a căuta și de a le găsi. Atunci când puterile și lucrările ființei umane își ignoră centrul spiritual din care țâșnesc, nu e de mirare că vremurile pe care le trăim sunt marcate în același timp de un hedonism, utilitarism și de un raționalism împinse până la extrem. Mai mult, această opacitate duce adesea la conflicte profunde între partea rațională și cea afectivă a omului. Dar, ca începutul oricărui ur urcuș într-o activitate nouă, cel care își dorește cu adevărat succesul în acest sistem, trebuie să plece de la cunoașterea de sine și de la descoperirea talentelor și abilităților personale, dar și de la cunoașterea treptată, dar profundă, a modelului de network marketing digitalizat. Înțelegerea atât teoretică cât și practică. Dacă cineva procedează altfel, încercând să ardă etapele firești, riscă ca toată apoteoza să fie o magnifică formulă, dar redusă la o simplă însușire a unor șabloane, lipsindu-i orice înțelegere rațională, dar și practică, cât și spirituală a domeniului. Ca să nu mai vorbim de distanța care îl separă de succesul propriu-zis. Cum poate avea loc adevărata cunoaștere? Cunoașterea este mai cea mai sigură se dobândește prin experiența directă și atentă. Și în primul rând printr-o purificare de preconcepții, prin înlăturarea frânelor și limitărilor, iar nu prin speculația ale unor rațiuni care s-au înstrăinat de propriul temei. În loc să, va, să vagabondeze în căutarea unor răspunsuri iluzorii oferite de silogismele altora, care nu au nicio experiență adevărată, Facultatea rațională a omului trebuie să se reîntoarcă la matcă, înspre centrul existențial a cărui lucrare este atât în inimă cât și în minte. O treaptă importantă a urcușului spre succes și bunăstare este cea în care lucrările minții sunt filtrate prin simțirea inimii. Mintea își regăsește astfel adevăratul temei, pătrunzând în tainele domeniului într-un mod ce depășește cunoașterea pur rațională sau doar practică. Prin această întoarcere către sine însăși, mintea omenească poate fi pregătită să accepte generozitatea ca mod de viață. Acest pas fiind fundamental într-un proiect bazat pe generozitate cum este al nostru, în care, pentru a avea succes, trebuie să ajut pe alții să aibă succes. Cuvintele de mai sus nu intenționează a fi un ghid practic de succes în network marketing digitalizat. Așa ceva, de fapt, cred că nici nu este posibil. Textul acesta are doar menirea de a pune în lumină adevărata învățătură despre rostul netor marketingului, așa cum îl practicăm noi, și care face apel la natura autentică a omului, pe care majoritatea semilor noștri din ziua de azi o uită sau o ignoră. Concret, această coborâre a minții în inimă și înțelegerea generozității ca forță primordială se realizează sub îndrumarea unui mentor. Care a trecut deja prin aceste experiențe, practicând și nu doar citind și criticând despre experiențele altora. Acest principiu al unirii minții cu inima are o însemnătate mult mai largă decât bănuiesc unii. Astfel, putem cu toții să practicăm virtuțile. Atunci când acționăm sau atunci când creăm, din punct de vedere intelectual, practic sau spiritual, să o facem mereu din inimă, iar nu doar din rațiune pură sau calcul contabil sau inerție a evalua și a reflecta ne aduce astfel față în față cu cine suntem și ce am devenit. Mai important, ne dă timp să visăm și să creăm o viziune pentru ceea ce vrem să devenim. Numai atunci când ne luăm timp din programul nostru ocupat, putem intra în starea de spirit și liniștea inimii, de care avem nevoie pentru a găsi acel loc interior în care vom vedea ceea ce suntem și ceea ce putem deveni. Cei care nu și-au timp pentru a evalua și reflecta vor alerga încoace și încolo prin această viață, vor trăi împinși de către mediu, de către media, de circumstanțe, de presiuni sociale și, din păcate, de slăbiciunile personale. În schimb, cei care își au timp pentru a reflecta și evalua vor descoperi ca o fundație fermă. Știu unde se duc, știu cum și de unde să ajungă acolo și în cele din urmă ei chiar vor ajunge acolo, indiferent de obstacolele ce vor apărea în drumul lor. Nimic nou nu va apărea în viața ta. Niciun fel de schimbare reală nu se va înfăptui dacă tu nu ești prezent, creativ și nu alergi cu adevărat. Nu vei experimenta decât limitat, mereu aceleași stări, simțiri, relații, dacă nu ești prezent, să alegi creativ ceva nou. Fără creativitate și prezență activă, mintea îți va aduce mereu și mereu aceeași realitate veche, aceleași contexte și aceleași credințe vechi, exprimate în felurite forme. Toți cei care avem șansa să trăim în aceste vremuri excepționale trebuie să acceptăm că să, să ieșim din postura de spectator, să devenim creativi și să fim nu numai pregătiți pentru schimbare, ba chiar să o pro provocăm. Dacă ai vreo sugestie sau doar vrei să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m Bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul sau, și mai bine, că am putut fi de folos. Mult succes și să auzim numai de bine! Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați.